Mihnea, felicitări pentru prima convocare la Național Under 21. Cum ai primit vestea că ai fost convocat la lot? Bună ziua, mulțumesc din suflet. Sunt foarte fericit că am primit această convocare de la domnul Pancu. El a mers pe încrederea mea, eu merg pe încrederea echipei și a dânsului. Mă întorceam de la meci de la UTA Arad și domnul președinte Claudiu Tudor mi-a dat vestea că sunt pe listă la Under 21. Eu, care sunt de fel cu 3 ani mai mic, a fost așa un entuziasm să zic că aparțin de Under 21 acum și sunt foarte fericit și o să dau totul pentru culori și pentru drapel și pentru țară. Cum te-au primit colegii la lot? M-am integrat foarte repede, ne știam din campionat, cu alții m-am cunoscut, îi știam după nume, m-am cunoscut aici, dar sunt băieți cu caractere și este o atmosferă foarte bună. Cum a decurs prima întâlnire cu Daniel Pancu? Este prima oară când dau ochii cu dânsul. După mine a fost și este un antrenor foarte bun, care se bazează pe și își dă sufletul pentru România și se bazează pe echipa aceasta. Mă bucur foarte mult că i-am oferit încredere prin munca mea și prin jocul meu și îmi doresc din tot sufletul să ne calificăm la Euro și să îi demonstrez și munca mea aici la echipa națională. 4 goluri, 9 apariții în acest sezon în prima ligă. La ce număr de goluri ți-ai propus să ajungi în acest campionat? Sincer, cât se poate de multe pentru cariera mea personală, dar în primul rând contează să-mi ajute echipa și să câștige echipa. Cât de mult a contat și prezența jucătorilor cu experiență în vestiarul echipei de club în dezvoltarea ta? A contat foarte mult, sunt jucători renumiți cum ar fi Gicu Grozav, Paul Papp, Hanca, Țicu, m-a ajutat. Când am greșit, mi-au spus să fac totul mai bine și asta am prins experiență multă și le mulțumesc din suflet. Sincer, nu mă mai simt un copil în vestiar, mă simt ca și ei un om de bază pentru echipă. Cât de mult a contat și antrenorul, un fost jucător cu un nume important în scena internațională. Da, Mr. Topal, îi mulțumesc din suflet pentru toată încrederea acordată și, în primul rând, la golul frumos pe care l-am dat acela în vinclu. Mi-a zis înainte de meci, fix când să intrăm pe teren, că are toată încrederea. Când văd poarta, să trag la poartă și premoșul l-am tras și a fost acel gol frumos. Ca să-i ajutăm pe fanii echipa națională să te descopere mai bine, spune-te, te rog, mai multe despre tine. Care au fost primii tăi pași în fotbal? Primii mei pași în fotbal a fost la vârsta de 7 ani. Atunci am plecat la drum cu tatăl meu și îi mulțumesc din suflet pentru toată susținerea și aprecierea și celor care m-au susținut și m-au apreciat până acum. Pasiunea mea întotdeauna a fost fotbalul. De mic mi-au spus și părinții mei că de la o vârstă de 7 luni cam așa mă țineau de mâini și dădeam cu piciorul stâng și atunci au aflat că pasiunea mea este fotbalul. De la el ai de la tatăl tău ai moștenit și porecla? Da, sincer, da, în Ploiești lui se zice Beleaua. Prin jocul pe care îl făcea, atât și în afara jocului, că era Belea, în exemplul că făcea glume, Caterin că niciodată nu era trist. Cum e să crești într-o comunitate așa pasionată de fotbal, cum este cea din Ploiești, și ulterior să joci pe stadion în fața lor? Da, de mic mi-am dorit asta, m-am antrenat de la vârsta de 15 ani cu echipa mare. După am debutat în Liga a doua, iar acum în Liga 1 și de mic sufletul meu a fost pentru Petrolul și am fost în tribună și am susținut echipa și în cele mai grele momente și în cele mai bune, iar acum să joc pentru echipa mea de suflet este un lucru fantastic. Care ar fi cele mai frumoase amintiri pe care le-ai de până acum de pe terenul de fotbal? Cele mai frumoase amintiri fiind acum când am marcat primul meu gol în Liga 1 și a fost de ziua tatălui meu și l-am făcut fericit și asta a fost cea mai frumoasă, să zic așa, de până acum. Și vreau să urmez încă o poveste frumoasă, cea
calificarea la Euro cu Under 21 de acum. Ce calități consideri că te reprezintă în teren? Păi viteza jocului, ambiția și dinamica jocului și tehnica. Ce jucător admiri? Sincer, Lionel Messi este idolul meu, iar Gheorghe Hagi, care este exemplul meu. În încheiere, după părerea ta, care ar fi lucrurile de care are nevoie un tânăr fotbalist pentru a deveni un jucător de top? În primul rând, de muncă, că degeaba ai talent dacă nu muncești, iar seriozitate maximă și fără muncă și sacrificii nu poți face nimic.